La Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău s-a încheiat ieri proiectul Biserica Tinerii și Colindele, ediția a noua. Proiectul s-a desfășurat pe parcursul lunilor noiembrie și decembrie și a implicat în activități 500 de copii de la școlile din municipiu. Finalul proiectului a fost marcat la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău, unde copiii și tinerii l-au colindat pe Preasfințitul Părinte Petroniu, episcopul Sălașului. Ierarhul i-a felicitat pe elevi și pe profesorii care i-au pregătit. Copiii de la toate școlile din municipiu au venit și au colindat foarte frumos. Ne bucurăm că, la fel ca și până acum, primăria și inspectoratul județean școlar au fost alături de noi. Ne-au încântat copiii, le mulțumim profesorilor care au pregătit pe aceștia copiilor. Le dorim tuturor să parte de sărbători fericite, o vacanță binecuvântată și multe bucurii. Elevii și profesorii din Episcopia Sălașului au venit astăzi să-l colinde pe preasfințitul episcopul nostru Petroniu, ca de altfel în fiecare an. Preasfinția sa i-a binecuvântat pe toți și, desigur, le-a dăruit fiecăruia dintre ei alese daruri. Și a fost un moment extraordinar, plin de emoție pentru noi și, în același timp, prin proiectul acesta, Biserica Tinerii și Colindele, încercăm să menținem tradițiile străbune, să promovăm tot ceea ce înaintașii noștri ne-au lăsat ca zestre spirituală. Noi, cei care avem o vârstă oarecare, trăim la alte dimensiuni aceste evenimente, deoarece am trăit și acele timpuri când nici măcar n-am putut visa ca tinerii însoțiți de profesorilor să vină să ne colinde la biserică. Pentru toate îi mulțumim bunului Dumnezeu. Ierarhul a oferit diplome de merit primarului municipiului Zalău, inspectorilor pentru disciplina religie, iar profesorilor care i-au pregătit pe copii diplome de participare. La fel ca în fiecare an, în această perioadă sfântă din an, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean participă cu mare drag la proiectul Biserica Tinerii și Colindele, inițiat de Episcopia Sălașului și de Inspectoratul Școlar Județean, în parteneriat cu Primăria municipiului Zalău. I-am primit pe micii colindători care au adus vestea cea bună a nașterii Mântuitorului și le dorim ca și noaptea sfântă de Crăciun să alunge din inimile noastre mâhnirile, tristețile și să aducă vestea cea bună a nașterii Domnului. La final, toți copiii au fost răsplătiți cu daruri.